Iată-ne, stimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitații noștri de astăzi, doamna Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara, și domnul Gabriel Ilieș, consilier local în cadrul Consiliului Local Deva, posibil viitor viceprimar al Devei, unul dintre ei. Asta cu celălalt viceprimar de la UDMR pe mine mă distrează maxim, dar mă rog, asta este distracția mea, nu a dumneavoastră. Nu pot să nu vă întreb, doamna Poliana, domnule Ilieș, și despre faptul că se apropie alegerile parlamentare, cât mai, foarte puțin timp, o săptămână și un pic, nici atât nu cred. Până la începerea campaniei. Până la începerea campaniei, da, o să vezi atunci ce frumos o să fie din nou. Ați depus listele cu propunerile pentru candidați. Cine sunt oamenii ăștia și ce îi recomandă în afară de voce și talent? În afară de voce și talent. În afară de voce și talent, da. Bun, eu aș vrea să subliniez în primul rând ceva. Noi am intrat în politică și chiar am avut un mesaj pentru hunedoreni. USR, oameni ca tine. Suntem oameni care nu ne-am dorit să facem politică și care venim din rândul cetățenilor, care au întâmpinat aceleași probleme pe care le-au întâmpinat cetățenii și care am ales să nu mai stăm deoparte și să facem ceva să schimbăm lucrurile. Nu suntem nici doctori docenți, nu suntem nici nu știu ce genii, ci suntem oameni care am ales să ne implicăm. Într-adevăr, avem oameni care profesează în anumite domenii și avem o echipă bine coagulată împreună cu colegii de la Plus. Avem printre colegii IT-iști, profesori, economiști, antreprenori. Și mai vreau să spun ceva, USR nu este neapărat un partid de lideri. Noi întotdeauna lucrăm în echipă. Nu înseamnă că dacă doar o persoană, la fel ca și în consiliile locale sau în consiliul județean, nu înseamnă că dacă doar unul sau doi sau trei dintre colegi ajung să fie efectiv consilieri, restul echipei va sta deoparte. Toate deciziile le luăm împreună, muncim împreună pentru ceea ce ne dorim să facem. Așadar, cam așa stau lucrurile la noi. În privința... Asta ca un preambul, așa. Da, în privința felului în care s-au făcut listele de candidați pentru alegerile parlamentare și pentru Senat și pentru Camera Deputaților, cred că am mai spus și în alte emisiuni, aceste liste se formează ca urmare a unui vot în interiorul filialei. Fiecare filială are niște delegați pe care care reprezintă filiala în conferința județeană și aceștia pleacă cu mandatul filialei cu voința membrilor pentru a alege pe cei care vor compune lista. Bun, dumneavoastră deschideți lista la Camera Deputaților. Da. Nu vreau să se creadă că fotoliul cu Ghimp ar fi o emisiune aranjată sau lucruri de genul ăsta, pentru că nu e cazul. Aveți și contestatari în mediul online, unii dintre ei, vreau să vorbim și despre asta, nu cred că vă deranjează, unii dintre ei foști membri USR, nu? Sau actuali, că nici nu știu exact, că oamenii par a fi USR-iști, dar nu mai sunt. Da. Deci aveți și contestatari. Unii spun că sunteți dictatoare, alții că lucruri de gen. Da, se spun lucrurile astea, tot dintre cei foști. Cum comentați lucrul acesta sau de ce credeți că vi se aruncă în spate astfel de lucruri? Într-adevăr, atunci când am început să creștem filialele din județul Hunedoara, neavând experiență și încercând să construim echipe, am avut neșansa, nenorocul să primim în interiorul partidului persoane cu un caracter îndoielnic sau cu anumite interese în spatele lor, despre care noi nu am știut. Persoanele respective au ajuns să fie extrem de vocale. Noi ne-am dat seama ulterior că există altceva în spatele declarațiilor
despre binele filialei, binele USR-ului, binele comunității și să constatăm că acele persoane nu sunt ceea ce par. Ca urmare, filiala i-a dat la o parte. I-a exclus, nu? Da. Așa. Unii și-au dat demisia, au văzut că nu le merge, alții au fost sancționați. Pe mulți dintre ei i-am văzut ulterior pe la alte partide, și din poziție de candidat, și din poziție de simpli membri. Am văzut și diversele lor conexiuni cu anumite grupuri de interese. Bun, dar dintre cei care nu s-au dus la alte partide, ce treabă mai au cu noastră? Ce asta, o încercare de răzbunare, o frustrare, o ce anume, ce ar putea fi? Acum, din știți, punctul nostru de vedere, firește. Atunci când o persoană sau un, să zicem, lider informal a venit, n-a venit singur, că nu reușea doar o singură voce să schimbe lucrurile, ci a venit cu diverse. Vă dau un exemplu. Anumiți, să dăm nume. Nu cu nume, dar vreau să vă spun că, de exemplu, anumiți contestatari, am constatat că lucrează în subordinea liderului, acela care venea și era cel mai vocal și ne contesta și ne arăta cu degetul. Adică erau angajați. Angajați, da. Așa. Mă rog, acum e dreptul fiecăruia de a fi mai mult sau mai puțin vocal. Asta în măsura în care e păstrat și bunul simț prin vocaliza asta. Sunteți cap de listă, așa cum spuneam, la Camera Deputaților. De ce dumneavoastră? Pentru că colegii mei au decis că eu ar trebui să-i reprezint. Așa. Cine sunt următorii? Următoarele, noi am avut un protocol. Așa. Pentru că, deși s-a votat în congresul nostru și cel al plusului că vom fuziona, acest lucru nu se va întâmpla decât după decizia instanței și, momentan, noi suntem într-o alianță politică. Așadar, din nou, avem un protocol cu ocuparea locurilor pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Următoarele două locuri pe lista pentru Camera Deputaților le ocupă două colege din plus, după care următoarele locuri sunt colegi din USR. Deci protocolul pentru Hunedoara sau pe toată țara? Pentru Hunedoara. Pentru Hunedoara. Deci pentru Hunedoara a fost primul loc USR la Senat și la Camera, la Camera Deputaților și următoarele două și locuri la Camera Deputaților la plus. Da, la fel și la Senat, probabil. Nu. La Senat toate locurile sunt ocupate în acest moment de către colegii noștri din USR. Deci de la USR. Atunci plusul a primit două locuri pe listă la Camera Deputaților. Nu a primit. Asta a fost... Păi a primit conform protocolului. Nu? Da, cumva e așa o situație, că nu este ceva ce noi dăm oferim, da, și ei primesc sau invers, ci este efectiv o înțelegere cu privire la asta. Și cine sunt cele două colege de la plus, dacă toți vorbim despre Camera Deputaților? Una este chiar din zona Hațegului, de unde știu că sunteți și dumneavoastră, se numește Alina Ciobanu, ea este pe locul 3, Loriana Farcaș este din Vulcan, e pe locul 2. Ele două sunt colegele din de plus. De la plus. Urmate, da, de? La Camera Deputaților, da, vă referiți, avem mai mulți colegi. Am înțeles, dar probabil că primele trei locuri contează mai mult. Acum să nu ne ascundem după deget sau să ne dăm mai rotund decât cercul. Am zis bine? E ceva mai rotund decât cercul? Nu știu. Sfera. Dar și aia e formată din... Da, am intrat în matematică, care nu-i dă mâine foarte... La Senat este colega mea Oana Biriș, profesor de formare. Din nou revenim asupra subiectului educației, după care este Dan Marinescu, care este din Vulcan și care a reușit să-și câștige simpatia colegilor. Un om bine pregătit, zic eu. Ce șanse vă acordați, domnule Ilieș? Ce șanse acordați USR-ului în județul Hunedoara pentru alegerile parlamentare? Care ar fi pronosticul dumneavoastră? Facem un pronostic. În procente nu, dar clar este un trend ascendent.
Dar vreau să vă spun eu de ce Poliana și de ce Oana pe primul loc. Primiți-mă. Pentru că nu știu dacă i-a fost ușor Polianei să răspundă la întrebare, dar eu pot să răspund, nefiind direct implicat. Pentru că procedura internă la noi în partid este una foarte democratică și care are la bază votul. S-a votat, au avut cel mai mare număr de voturi, asta înseamnă că noi, colegii din întreg județul, am avut cea mai mare încredere în Poliana și în Oana. Și sunt pe primul loc. O explicație simplă și obiectivă. Corect. Mai vreau să precizez că în conferința județeană sunt 106 delegați din tot județul, deci este reprezentativ votul și au votat mai bine de 80% din delegați. Da, mai bine ca la prezența la vot pe județ, nu la locale. Cum veți duce campania asta care urmează? Pe ce vă veți axa? Va fi o campanie care pleacă de la nivel central sau o veți adapta în funcție de fiecare județ? Avem și o coordonare, evident, avem o coordonare de la nivel central. Mă refer la mesaj. Pentru că există un program de guvernare votat de către ambele partide din alianță și toți parlamentarii din țară, toți parlamentarii USR și Plus din țară vor face tot ceea ce le stă în putere pentru a duce programul nostru politic și a duce mai sus și a-l implementa. Acum, la nivel declarativ, am văzut cu toții că USR a declarat că își dorește să dea premierul după alegeri. Evident că ne dorim să intrăm la guvernare. Dacă vorbiți de Dacian Cioloș, a mai avut funcția de premier, a dovedit că se pot face... Nu, vorbesc de o declarație în care se spune efectiv că USR va face propunerea de premier și că premierul trebuie, parcă un parlamentar, spune lucrul ăsta de la noastră, și că, într-adevăr, USR trebuie să aibă viitorul prim-ministru. La fel cum și în administrația locală, noi facem propuneri de viceprimari. Pentru că de asta am intrat în alegeri, de asta am candidat, de asta suntem aici, tocmai pentru a intra la guvernare, că este o guvernare locală, județeană sau națională. Am înțeles. Despre lucrurile astea vom mai discuta, pentru că o să vă mai invit în studioul nostru. Domnul Ilieș, la ce trebuie să se aștepte de veni în perioada următoare, ca să revenim un pic și la motivul principal pentru care v-am chemat, din partea USRD, adică vă pregătiți să inițiați vreun proiect de hotărâre, v-ați apucat să-l scrieți, care ar fi primul pas pe care îl va face formațiunea pe care noastră o reprezentați în Consiliul Local de la. Avem mai multe proiecte la care lucrăm în acest moment. Mi-e și greu să spun cu care vom ieși primul, dar sunt câteva domenii pe care noi le considerăm prioritare pe termen scurt. Unul din ele se referă, bineînțeles, la educație, din zona educație. Un altul se referă la digitalizarea administrației locale. Există softuri care pot ajuta foarte mult în direcția asta și există și administrații locale care folosesc aceste softuri și viața cetățeanului a devenit mai ușoară în relația cu administrația locală. Sunt câteva proiecte în lucru chiar în acest moment. Vreau să spun că noi, chiar dacă nu am făcut parte din administrația locală, am depus proiecte care chiar au fost aprobate, vorbim de proiectul de bugetare participativă, se desfășoară deja, e al doilea an în care se desfășoară acest proiect. Deci nu vom sta, cu siguranță nu vom sta deoparte și vom veni cu propuneri în continuare. Dacă am reușit să o facem din afara administrației, cu siguranță vom face asta mult mai eficient fiind în interiorul administrației. Bun, dar ce părere aveți despre această restructurare a aparatului primăriei? Da, e o întrebare. Este unul dintre dezideratele întregii societăți românești. Aparatul administrativ în România și în administrația locală este mult mai extins decât ar trebui să fie și toată lumea compară în principal
administrația din Berlin, de exemplu, care are în jur de 800 de angajați la un oraș, la o metropolă, cu administrații locale, cu orașe care au, nu știu, 50, 60 de mii, 80 de mii de locuitori și care au un aparat administrativ mult mai elaborat. Mă rog, asta e partea a doua. În afară de reducerea aparatului administrativ, cred că ar trebui și o eficientizare a activității din interiorul UAT-urilor și nu vorbim doar de DEVA, vorbim de marea majoritate a UAT-urilor. Da, de acord cu dumneavoastră. Eu aș vedea și o reorganizare teritorială, dar mă rog, asta e altă poveste. Am mai spus eu și în alte emisiuni. Să pui primar într-o comună care mai are 90 de locuitori, mi se pare aberant. Și să-i mai dai și buget. Să aibă și viceprimari. Și viceprimari, și consilieri locali, da. Și reprezentanți la fiecare votare și... Oho! Da, da, mă rog, unde nu-i cap, văi de picioare. Doamnă, domnule, am ajuns foarte aproape de final de emisiune. Probabil că mai erau o mulțime de lucruri pe care ar fi trebuit să le discutăm, dar altă dată. Ce le transmiteți pe final de emisiune celor care se uită la noi, fiecare la camera noastră, vă rog? Pe rând o să începem cu doamna Poliana sau cu domnul Ilieș, cu cine doriți, cu doamna Poliana. Noi le transmitem hunedorenilor, nu doar tevenilor, că suntem... Și de ce nu tuturor celor din țară, până la urmă, că da, reprezentați un partid că politic? Că pot să vină cu încredere și să comunice cu noi, să aibă încredere că îi vom reprezenta și că vom face tot ceea ce ne stă în putere să ducem problemele pe care ei le au în consiliile locale județene și să găsim o rezolvare pentru situațiile în care ne aflăm și care nu le aduc un spor de confort, de stare de fapt bună pentru Bun, ei. Bun, ideea asta, probabil, în care există o rezolvare conform legii sau legală sau ceva de genul ăsta, nu? Mă refer acum la situațiile specifice, nu o să le putem rezolva pe toate, vom încerca să le rezolvăm, asta pe lângă proiectele noastre cu care am candidat și pe care clar le vom urmări în continuare. Domnule Ilieș, viitor viceprimar. Pentru că la dumneavoastră în emisiune este prima mea ieșire publică după alegeri, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor devenilor care au ieșit la vot la alegerile locale. Vreau să le mulțumesc pentru încrederea care ne-au acordată și iată, ne-au acordat-o nouă USR-ului și iată că suntem doi consilieri locali de la USR. Și vreau să-i asigur că promisiunile noastre din campanie rămân în picioare, că nu ne dezicem de proiectele pe care le-am prezentat și că vom rămâne aproape de cetățeni. Doamne ajută, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă aștept cu drag și altă dată, când voi încerca să fiu mai ghimpos decât până acum. Bun, Poliana Hangan, președintele USR Hunedoara și domnul Gabriel Ilieș, consilier local din partea USR pentru Consiliul Local al Municipiului Deva, au fost invitații noștri la fotoliul cu ghimbi. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, sunt Adrian Simon, numai bine!